Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. În al 14-lea material din această serie am vorbit despre pseudoștiință, găsiți linkul în descriere. Azi vă voi vorbi despre câteva lucruri pe care unii le cumpără de pe internet, fie pentru că educația lor științifică lasă de dorit, fie pentru că nu pot face distinție între știință și pseudoștiință. Și voi face asta pentru a demonstra că educația științifică este necesară oricui, indiferent ce meserie are și în ce domeniu lucrează. Dacă nu pentru altceva, atunci măcar pentru a-l împiedica să arunce pe fereastră bani pe care i-ar putea cheltui în mod util. Am ales să vorbesc despre patru categorii de astfel de cumpărături de pe internet. În prima categorie avem tot felul de dispozitive, și nu device-uri, nu există cuvântul device în limba română, dispozitive care ne fac să plătim mai puțin pentru energia electrică pe care o folosim. 2. Suplimente alimentare și vitamine, precum și, mai grav, medicamente fără recomandarea medicului. 3. Magneți, cristale, lămpi cu sare din Himalaya și multe altele asemănătoare, care ne vindecă de tot felul de boli sau ne întrețin sănătatea și buna dispoziție. Și 4. Tot felul de obiecte legate de horoscop, zodii și astrologie, care aduc noroc, bani, fericire, ce dorește fiecare. E vorba de cărți, amulete, imitații de bijuterii și multe altele. Să începem cu dispozitivele care reduc valoarea facturii la energia electrică. Sunt dispozitive la modă, mai ales de când s-a scumpit energia electrică și constau dintr-o cutiuță care se poate conecta direct la priză, deci arată cam așa cum arată un încărcător de acumulator, cum este cel pe care îl vedeți la mine în mână. Găsiți o grămadă de oferte pe internet cu tot felul de prețuri, forme, dimensiuni și culori și de asemenea găsiți sute de materiale video în care vă sunt prezentate avantajele utilizării acestor dispozitive, precum și explicații despre modul lor de funcționare. Dacă le veți deschide, veți găsi în toate cam același lucru, un circuit electric relativ simplu și unul sau mai multe condensatoare. Cam mai întotdeauna când cineva vrea să-i păcălească pe cei cu educație științifică slabă, explicarea funcționării unui dispozitiv pleacă de la un lucru adevărat, dar la un moment dat o ia pe arătură. Să vedem cum se întâmplă asta în cazul acestor dispozitive. Puterea unui circuit de curent alternativ este de trei feluri. Putere activă, putere reactivă și putere aparentă. Și este așa pentru că într-un circuit de curent alternativ, există de obicei un defazaj între tensiune și intensitate. Iar acest defazaj poate fi descris printr-un unghi, pe care îl notăm cu litera grecească φ. Cosinusul acestui unghi se numește factor de putere și asta pentru că produsul dintre intensitate, tensiune și cosinus de φ este ceea ce numim putere activă a circuitului. Nu este scopul acestui material să prezinte expuneri teoretice de fizică. Pentru cei interesați, voi vorbi pe larg în cursul de curent alternativ despre aceste lucruri. Rețineți doar că puterea activă este cea pe care o putem transforma în lucru mecanic, căldură, lumină, este cea pe care o putem folosi. Deci câtă căldură sau cât lucru mecanic putem obține de la un circuit de curent alternativ depinde nu doar de valorile tensiunii și intensității, ci și de defazajul dintre ele. Cu cât defazajul este mai mare, cu atât avem o putere activă, adică utilă pentru noi, mai mică. Așa că cei care produc aceste dispozitive ne spun că ele micșorează defazajul și în acest fel vom folosi mai puțină energie electrică. Ei bine, defazajul poate fi într-adevăr îmbunătățit, deoarece bobinele produc un defazaj într-un sens, iar capacitățile, condensatoarele, produc un defazaj în sens opus. De pildă, un motor electric are bobine și acestea produc un defazaj. Iar dacă montăm în paralel cu motorul electric un condensator de o capacitate
calculată corect, defazajul poate să scadă până la zero. Multe aparate casnice au motoare, iar dispozitivele despre care vorbesc au întotdeauna condensatoare în interiorul lor. Și în acest fel, spun cei care le produc, ele îmbunătățesc factorul de putere. Până aici, totul are sens. Dar cum stau lucrurile în realitate? În primul rând, defazajul care apare între tensiune și intensitate în cazul unei locuințe este de regulă foarte mic. Și asta pentru că aparatele casnice sunt proiectate în așa fel încât să producă defazaje cât mai mici. De pildă, dacă veți demonta un aparat casnic cu motor puternic, vă rog să nu faceți acest lucru în timp ce aparatul este conectat la priză, cum ar fi mașina de spălat sau aspiratorul de praf sau robotul de bucătărie, veți observa că există acolo și un condensator. Deci există deja condensatoare care să echilibreze efectul bobinajelor. Iar aparatele care nu au motoare, de regulă, nu produc deloc sau aproape deloc defazaje. În cazul aparatelor cu motoare mici, de pildă un mic ventilator, aceste dispozitive pot îmbunătăți un pic factorul de putere, dar tot ceea ce se câștigă în acest fel este pierdut prin faptul că dispozitivele stau tot timpul conectate la priză și folosesc tot timpul și ele energie electrică. Celor care știu mai multe despre curentul alternativ, le recomand un material foarte bine realizat cu experimente și măsurători care demonstrează atât practic cât și teoretic de ce aceste dispozitive nu fac de fapt nimic. Este vorba despre materialul Power Saver Scam Exposed, găsiți linkul în descriere, căutați-l, e și distractiv. Dar partea cea mai interesantă legată de aceste dispozitive este aceea că, de fapt, tot ceea ce am spus până aici nici nu are importanță pentru prețul pe care îl plătim pentru energia electrică. Și asta deoarece contorul casnic de energie electrică măsoară energia dată de puterea activă. Așa că factorul de putere nu are pentru noi nicio legătură cu costul energiei electrice, oricum plătim doar energia electrică pe care o transformăm în căldură, în lucru mecanic sau în lumină. Deci aceste aparate, nici măcar în principiu, n-au cum să scadă prețul energiei electrice pe care o folosim. A doua categorie, vitamine, suplimente alimentare, precum și medicamente cumpărate fără recomandarea unui medic. Bineînțeles că organismul are nevoie de vitamine, de tot felul de minerale și de substanțe organice, cum ar fi aminoacizii. Dar un om sănătos și care are o alimentație corectă și variată, are toate vitaminele, mineralele și substanțele organice de care are nevoie fără să treacă pe la farmacie. Din păcate, televiziunile dau tot timpul reclame pentru vitamine și pentru tot felul de suplimente alimentare. Mai grav, și ceea ce vă spun acum este o mare pată pe această țară, se face o reclamă de-a dreptul deșanțată la medicamente. De ce este grav? Pentru că oamenii capătă în acest fel convingerea că se pot trata singuri. Ei bine, nu. Niciun medicament nu trebuie luat decât dacă l-a recomandat un medic. Niciun medicament nu trebuie luat pentru că l-ai văzut în reclame. Automedicația este foarte periculoasă. Te poate îmbolnăvi și chiar ucide. De fapt, e absurd să existe reclame la medicamente. Și dacă nu știați, există țări în care astfel de reclame sunt interzise. De ce să existe reclame la medicamente? Nu pentru asta sunt medici, ca să ne spună dacă avem nevoie de medicamente și dacă avem, care sunt medicamentele de care avem nevoie. Din păcate, reclamele la medicamente sunt o dovadă a faptului că în lumea de azi nu rațiunea este cea care guvernează, ci banul. Dar să revenim la vitamine și suplimente alimentare. În primul rând, ca să știi că ai deficit de anumite vitamine, minerale sau altele, e nevoie de analize. Iar aceste analize trebuie recomandate de medic și interpretate de medic.
Și numai în cazul în care acesta consideră necesar, trebuie să suplimenteze alimentația cu vitamine sau minerale sau altele. Însă, dacă ai nevoie de suplimente alimentare, atunci ești în una din următoarele situații. Fie n-ai o alimentație corectă, fie ai probleme de sănătate, fie urmezi anumite tratamente medicamentoase care afectează procesele de asimilare a hranei. Dar, în oricare dintre aceste cazuri, ai nevoie de medic. Nu vei rezolva problema consumând, în loc de floricele de porumb, vitamine și suplimente alimentare. Mai ales că, atenție, unele vitamine devin dăunătoare atunci când sunt în exces. În concluzie, dacă nu te simți bine, dacă simți că ceva nu e în regulă cu sănătatea ta, ceea ce trebuie să faci este să te duci la medic și apoi, dacă e cazul, la farmacie. În niciun caz nu trebuie să te duci întâi la farmacie ca să-ți cumperi tot felul de lucruri pe care nu ți le-a recomandat nimeni. Nu vei rezolva în acest fel problema. Dimpotrivă, lucrurile se vor agrava în timp. Iar dacă te simți bine, nu încerca să te simți și mai bine. Mai binele este opusul binelui. O lege a lui Murphy spune că dacă repari ceva ce nu-i stricat, lucrurile se vor termina rău. Altă categorie, lucruri care, deși n-au nicio legătură cu medicina, ne vindecă totuși în mod paradoxal de tot felul de boli, iar dacă suntem sănătoși, ne fac și mai sănătoși. Aici avem magneți, cristale, lămpi cu sare din Himalaya, aparate care produc tot felul de ioni, pietre de toate formele și culorile și așa mai departe. Ei bine, nu există niciun studiu științific, nicăieri în lume, care să dovedească efecte terapeutice în cazul magneților, cristalelor, amuletelor, lămpilor cu sare, picioarelor de iepure și a pietrelor frumos colorate. Așa cum am arătat în materialul Pseudoștiința, există doar două feluri de medicină. Medicina care funcționează și medicina care nu funcționează. Alegeți-o pe cea care funcționează, pentru că ea se bazează pe cercetări științifice și nu pe ceea ce am auzit la piață. Și dacă se bazează pe cercetări științifice, înseamnă că eficiența ei a fost dovedită, practic, experimental, nu prin povești. Numai că azi trăim o adevărată isterie a drepturilor. Obligații, se pare, nu mai are nimeni, doar drepturi. Așa că, parcă văd, unii îmi vor spune, de ce te interesează pe tine cum se tratează cineva? Fiecare are dreptul să se trateze cum vrea. Din păcate, am auzit despre destule cazuri de persoane care au murit pentru că în loc să se adreseze la timp medicilor, au apelat întâi la așa numita medicină alternativă. Și sper că îmi veți da și mie un drept, acela de a îmi părea rău atunci când moare o persoană care putea fi salvată. În final, vreau să spun doar câteva cuvinte despre lucrurile care aduc noroc, bani, fericire, care ne feresc de rele și așa mai departe și care funcționează pe baza horoscoapelor, a zodiilor, adică având la bază astrologia. Am văzut niște sondaje care arată că cei mai mulți americani, majoritatea, cred că astrologia este o știință, iar 30% dintre ei au încredere în ceea ce le spun astrologii și cred ceea ce le spun astrologii. Oricât de înfricoșător sunt aceste lucruri, mi-e teamă de ceva și mai înfricoșător, și anume că în România lucrurile stau și mai rău. Ei bine, nici în cazul astrologiei nu există studii științifice care să fundamenteze predicțiile și recomandările pe care le fac așa numiții astrologi pe baza poziției planetelor pe cer și altor criterii la fel de lipsite de bază științifică. De asemenea, niciun studiu științific nu confirmă afirmația că perioada din an în care se naște cineva determină niște caracteristici psihice sau fiziologice, ca să nici nu mai vorbim de ceea ce se numește destin. Zodiacul nu este confirmat științific, iar astrologia nu este o știință. Când cumpărați un obiect recomandat de astrologi,
ca să vă aducă noroc, fericire, sănătate, bani și așa mai departe, nu faceți decât să plătiți o taxă pe lipsa de educație științifică. Mai vreau să vă spun că pentru mine subiectul acestui material este trist și că mi-ar plăcea să le pot spune televiziunilor care fac toată ziua reclame la medicamente și suplimente alimentare, iar în pauza dintre aceste reclame ne prezintă horoscoape, că fac un rău imens acestui popor. Dar cui îi pasă? Important e să câștigăm niște bani, chiar cu prețul îmbolnăvirii și amăgirii oamenilor. Dacă v-ați cumpărat sau aveți de gând să vă cumpărați unele dintre lucrurile despre care am vorbit azi, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!